înghițit cu apa potabilă. Vin a doua zi, după 24 de ore după ce am sunat la apă canal și găsesc totul pe vechi. În aceleași cantități curge apa, nimeni nu se deranjează și nici nu par să aibă de gând vreodată să oprească izvorul. Las că azi e sărbătoare, ziua lui Chirtoacă, dar ieri ce-a făcut toată ziua? De ce tac locatarii? Că ele, persoanele contribuabile o să plătească pentru apa potabilă scursă. Că așa au făcut mafie reguli, că acum nu gestionarul de ape răspunde, se cheltuie, ci cetățeanul consumator. Mai sună o dată? Centrala Apă Canal Chișinău. Acest apel poate fi înregistrat sau monitorizat cu scopul de a îmbunătăți calitatea serviciului. Continuarea apelului reprezintă acceptul dumneavoastră. Vă rog, așteptați în timp ce vă conectez apelul. Apelul dumneavoastră este primul pe listă și va fi preluat de către primul operator disponibil. Mafia de la Apă Canal. Apelul dumneavoastră este primul pe listă și va fi preluat de către primul operator disponibil. Dacă nu-ți beți toți de fericire, Chirtoacă împlinește azi 39 de ani și încă e la libertate. E doar în arest la domiciliu. Bună ziua! Am semnalat și ieri, dar văd că curge și azi pe strada Gării, lângă Negruțe. Curge apă în continuu. Spală rețelele, domnule. Și așa trebuie să curgă apa, da? Păi da, dacă spală rețelele, cum să nu curgă apa? Trebuie să curgă. Am înțeles. Într-o zi cred că o curs o grămadă tone de apă. Cred că o să le plătească toate consumatorii, nu? Că spală rețelele. Nu știu cum spală rețelele, că văd că țâșnește din pământ. Ăsta e un pretext la ei. Ce zic ecologiștii?